Vis frati și surori, prieteni ascultători ai Cuvântului Sfânt, suntem în seria de mesaje, portrete de familie. Și pe lângă ceea ce Domnul ne-a vorbit prin fratele Gelu, la timpul de rugăciune, fratele Vali Simion, prin mesajul binecuvântat în limba engleză, tot din acest pasaj din scriptură, doresc ca prin călăuzirea Duhului Sfânt să vedem familia femeii din Sarepta, familia ospitalieră. Și a să încep cu o întrebare cu care o să și închei bucuroși de oaspeți? De ce nu? Ospitalitate. Calitate, însușirea de a fi ospitalier, care primește cu bucurie oaspeții, primitor. Căci este scris în Roman 12 cu 13, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Titul 1 cu 8, ci să fie primitor de oaspeți. Întâi pentru 4 cu 9. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. O întrebare de început. Care a fost ultima dată când ai primit oaspeți? Îți mai aduce aminte? Ori această practică creștină neexersată. A ajuns să fie ștearsă în scurgerea vremii. Ospitalitatea este o formă de manifestare a credincioșiei față de Dumnezeu. Dacă întoarceți împreună cu mine în capitolul 31 din Iov, acolo îl vedem pe neprihănitul Iov. Cum de 24 de ori folosește cuvântul dacă. Versetul 32. Dacă petrecea străinul noaptea afară, dar nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă, dacă și iar dacă, de 32 de ori, și Iov a fost primitor de oaspeți. Ospitalitatea în Noul Testament are un caracter specific creștin și ospitalitatea în uzanța Scripturii cu precădere nou testamentală trebuie să fie acordată gratuit. Nu găzduiești pe cineva, ești oaspete și după aceea cer bani. Trebuie să fie fără părere de rău. Te bucuri când vine și tot inumerzirele nu s-ar mai duce odată. Vorba aceea, cum o să fii, te bucur de două ori, și când vin, și când pleacă. Și ospitalitatea trebuie să fie făcută într-un spirit de dragoste. O astfel de dragoste, Agape, este în esență expeditivă. Legat de familia femeii din Sarepta, familia ospitalieră, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să vedem în primul rând ospitalitatea lui Dumnezeu apoi ospitalitatea lui Ilie și, în final, ospitalitatea femeii din Sarepta. În nordul Galadului, în localitatea Tishbe, identificată la 8 maile nord de Iaboc, trăia un tânăr plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul Oștirilor. Numele lui a fost și rămâne Ilie, ceea ce înseamnă Jehova este Dumnezeu. Ilie, profetul lui Israel în secolul al IX-lea înainte de Hristos, este numit pe bună dreptate prorocul focului. Deoarece de trei ori Dumnezeu răspunde prin foc rugăciunilor lui. Pe muntele Carmel, în timp 18 cu 38, atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a și apa care era în șanț la rugăciunea lui Ilie, prorocul focului. Pe bună dreptate spunea cineva, eu și tu putem să aprindem lemnele uscate, dar singur Dumnezeu poate să aprindă lemnele ude. Și aceasta a făcut-o. Și apoi, de încă două ori, lucruri mai puțin uzitate și cunoscute de noi, Ilie a mai cerut foc și s-a pogorât foc. De pe vârful unui munte pe care ședea, ambele evenimente sunt consemnate la doi împărați, unul cu 14. Întoarceți la doi împărați, unul cu 14. Și acolo spune cuvântul, iată s-a pogorât foc din cer și a mistuit pe cele din tâi două căpetenii peste 50 și pe cei 50 de oameni ai lor. Dar acum viața mea să fie scumpă înaintea ta. De două ori, respectiv de trei ori, Dumnezeu i-a răspuns rugăciunilor și a pogorât foc din cer la rugăciunile lui Ilie. Și de ultimele două ori, ca urmare a gestului necugetat făcut de împăratul Ahazia. Vă provoc acasă să citiți doi împărați, unul cu 14, că veți avea mult de învățat înainte de a fi prea târziu. Ospitalitatea lui Dumnezeu. Din cuvântul sfânt, înțeleg că ospitalitatea lui Dumnezeu s-a manifestat printr-o poruncă clară, o direcție clară, o ascultare clară și o promisiune clară. Să aveți scripturile la îndemână. Cum s-a manifestat ospitalitatea lui Dumnezeu? Printr-o poruncă clară. Cuvântul spune, pleacă de aici. Să spui unui om, pleacă de aici, e ofensator. Dar când Dumnezeu îți îmi spune și îți spune, pleacă de aici trebuie să iei aminte. Ce poruncă clară a primit Ilie din partea lui Dumnezeu? El a acceptat planul și voia divină pentru viața lui și viața celorlalți. Și asistăm la primul act profetic consemnat de textul sacru. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Prima acțiune profetică, autentică, din partea unui proroc autentic. Și ce a spus prorocul s-a împlinit at literam. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, că nu va fi nici ploaie decât după cuvântul meu. Aplicația pentru mine și pentru toți cei prezenți, cuvântul meu se identifică ca fiind cuvântul lui Dumnezeu? Ce a primit prin Duhul, a ce a transmis prin Duhul. Și ospitalitatea lui Dumnezeu s-a manifestat prin această poruncă clară. Apoi, ospitalitatea lui Dumnezeu s-a manifestat și printr-o direcție clară. Îndreaptă-te spre răsărit. Și ascultând de porunca Domnului, Ilie s-a îndreptat, s-a deplasat din Samaria la pârâul Cherit. Cherit înseamnă tăietura adâncă, șanț, ascuțit. Era situat pe malul de răsărit al Iordanului. El a mers spre răsărit, căci așa i-a poruncit Domnul. Nimic n-a avut nici de adăugat, nici de scăzut. Acum vreau să mă adresez tinerilor care sunteți aici și care poate ne urmăriți pe calea virtuală. Tinere drag, dă voie să te întreb. De ce îți place să faci toate lucrurile pe invers? Dumnezeu îți spune să mergi spre răsărit și tu mergi spre apus. Te cheamă să te pocăiești și tu accept să te despocăiești. Te cheamă să-ți găsești plăcerea în casa Domnului și tu îți găsești plăcerea în casa prietenilor de rele. Te cheamă să discuți cu fete pocăite și ție îți mai place mai mult de cele care sunt în lume, nepocăite și la propriu și la figurat. Te cheamă să strângi cuvântul lui în inima ta, să citești Biblia, dar tu alegi să stai tot timpul cu nasul în fond. Unde crezi că vei ajunge? De ce îți place tot timpul să fii pe invers? Dar să știi un lucru. Biserica New Life, părinții, toți închinători în duc și în adevăr, vom veni înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune, până când Dumnezeu ne va asculta rugăciunile și vei înțelege că ospitalitatea lui Dumnezeu se manifestă în dragostea de a te întoarce la El și Bunul Dumnezeu să ne asculte ruga. Amin. Ospitalitatea lui Dumnezeu s-a manifestat nu doar printr-o poruncă clară, o direcție clară, ci și printr-o ascunzătoare clară. Spune cuvântul: Ascunde-te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Și acolo, în acea ascunzătoare clară, Domnul îl cheamă pe Ilie și ne cheamă și pe noi în această dimineață să învățăm cel puțin șase lucruri. Prima lecție: bucură-te de ce ai. Că dacă tot cârtești, nu vei fi mulțumitor pentru ziua cu care Dumnezeu te-a binecuvântat și pentru gura de aer fără, fără care viața ta ar fi insuportabilă. Bucură-te de ce ai! Adevărata religie întotdeauna oferă soluții. Învață lecția separării de eu. Învață să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Învață ce înseamnă testarea credinței și învață ce înseamnă trăirea în modestie și smerenie. Lasă-i pe alții să aibă palate. Și e trist că în ultima perioadă, predicatorii urmașii lui Hristos, ca să ajungi în casele unora dintre ei, trebuie prima dată să vorbești cu portarul. Căci este scris, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Iacov 4 cu Cuvinte preluate prin inspirație divină de Apostolul Iacov, fratele Domnului Isus, din înțelepciunea lui Solomon. Observați cursivitatea Duhului Sfânt în toată scriptura, Proverbe 3 cu 34. Preluate apoi și de Apostolul Petru la 1 Petru 5 cu 5. Dar mai putem observa ceva. Ospitalitatea lui Dumnezeu s-a manifestat nu doar printr-o poruncă clară, o direcție clară, o po o ascunzătoare clară, ci și printr-o promisiune clară. În timp părat 7 cu 4, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Dumnezeu nu cultivă luxul pentru slujitorii săi, ci Dumnezeu le asigură nevoia pentru a fi eficienți în slujire. Când Dumnezeu îți spune că îți apă, garantat că va fi apă cristalină. Nu te aștepta că ai mofturi să bei Coca-Cola, că de celelalte nici nu ne mai gândim. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Mare Dumnezeu avem, așa e, frați și surori? Cum ne răspunde El nevoilor. Există o mărturie potrivit căreia Tatăl Ceresc, pentru o familie cu șase copii deportați în Siberia, le trimitea pâine adusă de un câine, că cel rămâne credincios promisiunii de a fi cu noi în toate zilele. M-am tot gândit la un verset și la un cuvânt care se exprime cel mai bine ospitalitatea lui Dumnezeu. Cuvintele aș îndrăzni să le punam în două împreună, pentru că unul garantează prezența celuilalt. Golgota și cerul definesc ospitalitatea lui Dumnezeu. Dar cel mai bun verset pe care l-am găsit în Scripturi, pentru dumneavoastră poate să fie altul, M-am oprit la 1 Ioan 3 cu 1 și acolo spune cuvântul Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu, prea lor. Acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este și vom trăi în, în ospitalitatea Lui o veșnicie întreagă. În al doilea rând să vedem în ce a constat ospitalitatea Lui Ilie. <coughs> Ospitalitatea lui Ilie derivă tocmai din caracterul lui. Pentru că spune Scriptura, ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Și de multe ori te simți mai bine alături de un om în casă sărăcăcioasă, decât într-o casă cu lux, cu multe și sofisticate condiții. Ospitalitatea lui Ilie, cum spuneam, derivă din caracterul lui. Om pasionat de Dumnezeu și posedat de Duhul Sfânt. Om care vorbea cu putere. Nu s-a lăsat intimidat și nimeni nici l-a putut mitui. Om răbdător. Și mai mult ca orice, om protejat de Dumnezeu. Și omul care e protejat de Dumnezeu, are sinonimul cu vederea lui Dumnezeu. Și cine se atinge de el, cum am fost îndemnați, se atinge de lumina ochilor lui. Ilie tișbitul. Înseamnă cel transformat, cel convertit, cel care are loc pe înălțimi. Ar fi vrut să facă ceva pentru stăvilirea răului care se răspândea cu mare iuțeală. Izabela, regina idolatră care a venit din Tir pentru împăratul Ahab, a adus cu ea religie păgână, răutatea ei, păcatele ei și câteva sute de preoți ai lui Baal. Pentru că de atunci până astăzi rămâne clară zicala. Cine se încuscrește cu lumea, vei avea de socru pe diavolul. Și n-ai ce te aștepta la lucru bun de acolo. Și acum, cu scopul declarat a fost nevasta lui Ahab, să corupă prin idolatrie pe Israel, care trebuia să se închine doar Domnului Dumnezeu. Atunci Ilie, în opoziție cu această forță nelegiuită, a făcut cel mai înțelept dintre toate lucrurile. S-a rugat cu stăruință să nu plouă trei ani și șase luni, conform Iacov 5:17. Prin această rugăciune, el a vrut să determine poporul Israel să se uite în sus și să se amintească de Dumnezeu. A fost secetă și în Arizona și e numitorul comun a acestor zone. Și când a ploat, Dumnezeu ne-a dat-o cu prisosință și mulțumim Lui pentru aceasta. A fost secetă și în România. Dar când Dumnezeu a deschis gazurile cerului în, în România, oamenii și-au dat seama că au nevoie disperată de a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Iubitul meu, ascultă-mă ce-ți spun. În mijlocul încercărilor, roagă-te cu stăruință. Când ești Jocorit și a suprit, roagă-te cu stăruință împlinind cuvintele Domnului Isus din Matei 5 cu 44, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Când unii încearcă să te ucidă cu vorba, ca pe Ieremia, roagă-te cu stăruință. La nunta din Cana, roagă-te cu stăruință. În grădina Ghețimanii, roagă-te cu stăruință. Și spune împreună cu înțeleptul Solomon, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni. Salmul 72 cu 18. Ilie apare pe scena istoriei dintr-o dată, fără nicio introducere, având cheile cerului în mâna lui și spunându lui Ahab în față: În anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. A băgat cheile în buzunar și a plecat lăsându-l pe Ahab încremenit. În orbirea lor spirituală, considerau că Baal este zeul tunetului și al furtunii. Responsabil pentru fertilitatea pământului. Oprind ploaia, Dumnezeu își demonstrează suveranitatea exact în acel domeniu asupra căruia se credea eronat că Baal are jurisdicție. După confruntarea de pe Muntele Calmel, poporul cade cu fața la pământ și spune de două ori răspicat: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu iar prorocii mincinoși ai lui Baal, care s-au pretat și la panică hiperactivă, scrijelindu-și mâinile, își găsesc sfârșitul la pârâul Chison. De-abia atunci și-a încheiat Ilie slujba de ospitalitate. În al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, să vedem în ce a constat ospitalitatea femeii din Sarepta. În timpul 17 cu 9. Iată că am poruncit acolo unei văduve să te hrănească. A, săcat, a secat pârâul cherit, dar Dumnezeu își continuă lucrarea la sarepta, în direcție opusă. Sarepta înseamnă topitoare, curățit în foc, situat pe coasta mediteraneană, între Tir și Sidon. Și acum, acolo domnea socrului Ahab, tatăl Izabelei. Și Dumnezeu îngăduie servului său tocmai acolo să-și găsească refugiul. Acolo Dumnezeu pregătise terenul ca o femeie dintre neamuri să-l hrănească. La început femeia a ezitat, întrucât nu avea decât o atâta făină cât să ajungă fiului ei și ei însiși. Dar profetul i-a poruncit să-i pregătească mai întâi lui o mică turtă, prin aceasta ia dovedind că-i acordă lui Dumnezeu întâietate, manifestându-și ospitalitatea. Nu uita, iubitul meu ascultător, binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt în funcție de resursele tale și de rezervele tale. Puținul pe care îl ai, dă lui Dumnezeu prin act de credință. O familie de misionari se spune că au rătăcit prin deșertul Gobi. Au ajuns la ultimele provizii. Mai aveau doar un pumn de orez. A fost mărturia unuia din echipă. La care misionarul care conducea expediția a răspuns. Nu avem doar un pumn de orez. Îl avem pe Dumnezeu și un pumn de orez. Și nu după mult timp se spune că a venit o altă echipă misionară care a salvat de la ceea ce necredincioși și credeau că e faliment de acei oameni a lui Dumnezeu. Ospitalitatea femeii din Sarepta a fost în dependență de proviziile lui Dumnezeu. În prima fază, provizii naturale, un pârâu. Apoi provizii miraculoase, corbi și provizii divine, o văduvă. Pentru că Dumnezeu și lucrarea Lui niciodată nu rămân în impas. A intervenit, dacă citim cuvântul, și decesul fiului văduvei din Sarepta. Dar, să fie clar, profetul Ilie n-a venit să omoare, ci să învieze pe fiul ei. Aceasta fiind prima înviere menționată în Biblie. Pentru că doar acela care are viața poate să cheme la viață. F.B. Mayer spunea, Educarea credinței noastre este incompletă până când nu învățăm că providența lui Dumnezeu lucrează prin pierdere. Că în noi se face o lucrare prin eșec și dispariția anumitor lucruri. Părâul lângă care stătea Ilie și a secat este o imagine consecventă a vieților noastre este istoria trecutului nostru și prorocia pentru viitorul nostru. Să învățăm diferența dintre a te încrede în dar și a te încrede în dătător. Darul poate dura o vreme, dar dătătorul este veșnic. Dacă Domnul l-ar fi condus pe Ilie direct la văduva din Sarepta, el ar fi pierdut ceva care l-a ajutat să devină un om mai bun, trăind prin credință. De fiecare dată când resursele noastre au secat, lucrul acesta s-a întâmplat ca să învățăm că speranța și ajutorul nostru sunt în Dumnezeu. Am ascultat o mărturie despre fratele Marcu Nichifor. Dânsul, când era păstor la Caransebeș, stătea lângă piață și se ducea să întâlnească pe oameni și le spunea Oameni buni, dacă nu aveți unde dormi, veniți la mine acasă, în casa pastorală de la biserica Sfânta Trăime și dormiți acolo. Eu dimineață iarăși mă duc cu probleme, dar ce va juga să nu căutați bani, că eu sunt om al lui Dumnezeu și n-am avuții, avuțiile mele sunt sus. Am văzut în ce a constat exemplul acestei familii prin ospitalitatea lui Dumnezeu, ospitalitatea lui Ilie și ospitalitatea femeii din Sarepta. Și acum, în partea finală, în ce va consta ospitalitatea ta? Pe care ai ocazia să o exersezi în săptămâna în care am intrat. Vom avea musafiri săptămâna viitoare, vor veni pentru, pentru mormântarea sorei, sorei Rodica Ligezan. Puneți pe inimă lucrul acesta, nu din obligație, dar prin călăuzirea Duhului. Poate nu ne vom ridica la înălțimea ospitalității lui Neemia, care avea la masă 150 de oameni, conform Neemia 5 cu 17, dar să învățăm de la Domnul Isus, care nu s-a sfit să stea la masă cu vame și, și cu păcătoși, Matei 9 cu 10, oferindu-se pe sine ca pâinea vieții și chemându-i la pocăință. Te-ai gândit vreodată la veșnicie, iubitul meu prieten? Te-ai gândit unde vei merge după moarte sau te-ai gândit vreodată la viața pe care o trăiești? dă voie să te întreb și în această dimineață, când vrei să te pocăiești? Când vrei să dai curs ospitalității lui Dumnezeu? Mă rog ca El să-ți dea harul să încep cu Isus, să stai cu Isus și să rămâi cu Isus. Dumnezeu ne-a făcut chemarea, ne-a garantat alegerea, și ne asigură mântuirea. Depinde de noi ce alegem, ce dorim și unde vom sfârși. Doamne, din exemplul scripturilor, suntem copleșiți de ospitalitatea ta, ca tată, de ospitalitatea lui Ilie și de ospitalitatea femeii din Sarepta. Ajută-ne și pe noi să trecem lecția ospitalității și odată să ne întâlnim cu tine în patria cerească. A lui și numai a lui să fie slava, ce și închinarea acum și în ziua veșniciei. Amin. Haideți să ne ridicăm cu